Adoptarea acestei măsuri acum poate să conducă la apariția unor noi taxe și impozite. Pe anunța miercuri, vă spune domnul Ponta. Este foarte vizibil că această măsură luată acum de guvernul Ponta are un puternic iz electoral și vizează probabil o parte din atragerea electoratului de dreapta, care ar fi principalul beneficiar al reducerii CASE-ului. De asemenea, eu cred că cei care așteptau reducerea CASE-ului sunt mult mai înțelepți și vor înțelege populismul acestei decizii luată acum de guvernul Ponta, pentru că ea nu are sustenabilitate. Și vă spun de ce. Și vă mai spun de ce. Pentru că poți să reduci CASE-ul odată, dacă ai bani în buget, din investiții, din crearea de locuri de muncă, sau dacă ai o politică și o strategie foarte clară de reducere a corupției, de diminuare a evaziunii fiscale, de creștere a colectării. Nici una dintre aceste condiții nu este îndeplinită acum de guvernul Ponta. Vreau să vă spun că și Partidul Democrat Liberal are o inițiativă legislativă în Parlament de reducere a CASE-ului. Însă în contextul mai multor măsuri de reducere a poverii fiscale și în același timp de creștere a colectării, măsură obligatorie pentru a nu ajunge în situația ca pentru o măsură populistă luată de Ponta să plătească alte guverne ulterior. Și vreau să vă spun, ce să facă. Să dau celor care ne urmăresc o cifră. Dacă, de exemplu, am ajunge să colectăm din neplata TVA-ului măcar cât vecinii noștri bulgari, am avea brusc 5,5 miliarde de euro în buget, ceea ce nu s-a întâmplat. Și, practic, suntem pe punctul de a nu putea atinge, măcar să atingem spune acest deziderat. Consiliul deci, fiscal, practic, n-avem măsură de reducere a evaziunii, de combatere a deficitului bugetar și de creșterea colectării.